În data de 2 februarie, creștinii din întreaga lume au celebrat Întâmpinarea Domnului, o sărbătoare cu adânci rădăcini religioase și istorice. Această zi sfântă este recunoscută pentru momentul în care Iisus Hristos, la vârsta de 40 de zile, a fost prezentat de către Fecioara Maria și Sfântul Iosif în templul din Ierusalim, conform tradiției iudaice. În vremea aceea au adus părinții pe Iisus pruncul în Ierusalim, ca să-l pună înaintea Domnului, precum este scris în legea Domnului, că orice întâi născut de parte bărbătească, să fie închinat Domnului și să dea jertfă, cum zice legea Domnului, o pereche de tuturele, sau doi toi de porumbe. Dar iată, era un om în Ierusalim, anume Simeon, și omul acela era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mântuirea lui Israel și Duhul Sfânt, era asupra lui. Sărbătoarea Întâmpinării Domnului este un punct de referință spiritual pentru credincioși, fiind un timp de reflecție și recunoștință pentru darul divin al vieții și luminii în lume. Biserici din diverse confesiuni au găzduit liturghii solemne și servicii de rugăciune pentru a marca această zi, unind comunitățile în spirit de celebrare și comemorare. Iubiți frați și surori în Hristos Domnul, am parcurs cele 40 de zile de la nașterea Fiului Dumnezeu și parcă ne-am reîntors în timp la soarele dreptății, la lumina cea adevărată care luminează pe tot omul ce vine în lume, pentru ca să înțelegem însemnătatea acestei zile, ar trebui să înțelegem sensul firesc al legii mozaice, al împlinirii pe care cei doi părinți, Sfânta Fecioară Maria și dreptul și bătrânul Iosif, au încercat să-și împlinească datoriile morale, ca împlinind aceste 40 de zile de la nașterea Fiului lui Dumnezeu, ei să-și împlinească misiunea lor de a aduce pruncul la templul din Ierusalim. E o lucrare de împlinătate a vieții, putem spune, pentru că venirea Fiului lui Dumnezeu în cetatea Ierusalimului ne implică pe noi toți și de astăzi. În ciuda diversității de tradiții și obiceiuri care pot însoți această sărbătoare, nucleul ei central rămâne același, un omagiu adus începuturilor umile ale lui Iisus și recunoașterea impactului său etern asupra umanității. În biserici, lumânările aprinse și cântările sacre au răsunat, reamintind de lumina care a venit în lume cu 2 milenii în urmă. Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințește cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii care o păzește, sfințește pe cei ce iubesc odoaba Ta și care, iubea cei ce preamărește cu dumnezească puterea Ta și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim pentru Tine. Iubiți credincioși și credincioase, bunul Dumnezeu să primească Sfintele noastre rugăciuni, să ne ajute și să ne ierte păcatele, să aveți o după masă binecuvântată și liniștită. În vreme ce tradițiile populare pot colora peisajul cultural al acestei perioade, esența spirituală a Întâmpinării Domnului rămâne nemodificată. Fiind un stâlp al calendarului creștin, sărbătoarea de astăzi este o punte între trecut și prezent, între sacru și cotidian, între cer și pământ și continuă să inspire și să adune credincioșii într-o comuniune de pace și speranță.